toate sunt cu putință. Este de o mare însemnătate faptul că adevărul principiilor conturate în această carte a fost dovedit și răzdovedit prin experiențele personale ale autorului. De-a lungul ultimilor 25 de ani, el a aplicat aceste principii și le-a dovedit reușita în nenumărate situații. El atribuie unei neezitante asumții a dorinței sale deja împlinite fiecare succes pe care l-a obținut. El era încrezător că prin aceste asumții fixe, dorințele sale erau predestinate a fi împlinite. Iar și iar, el își asuma sentimentul dorinței sale împlinite și continua în asumția sa până ce lucrul pe care îl dorea era complet realizat. Trăiește-ți viața într-un spirit sublim al încrederii și determinării. Ignoră aparențele, condițiile, de fapt toate evidențele simțurilor tale care îți neagă împlinirea dorinței. Rămâi în asumția că ești deja ceea ce vrei să fii, deoarece în acea asumție determinată tu și ființa ta infinită vă îmbinați în uniune creativă și cu ființa ta infinită, Dumnezeu, toate sunt cu putință. Dumnezeu niciodată nu ratează și nimeni nu poate să-l împiedice la lucrul lui și să-i zică ce faci tu. Daniel 4:32-35. Prin stăpânirea asumțiilor tale ești cu adevărat împuternicit să stăpânești viața. Astfel se urcă pe scara vieții, astfel se realizează idealul. Cheia adevăratului scop al vieții este să te abandonezi idealului tău cu o asemenea conștiință a realismului său, încât începi să trăiești viața idealului și nu viața ta așa cum era înaintea acestei capitulări. El cheamă la ființă cele ce încă nu sunt, ca și când ar fi, și nevăzutul devine văzut. Romani 4:17. Fiecare asumție are lumea ei corespunzătoare. Dacă ești într-adevăr atent, vei observa puterea asumțiilor tale de a schimba circumstanțe ce par imposibil de schimbat. Tu, prin asumțiile tale conștiente, determini natura lumii în care trăiești. Ignoră starea actuală și asumă-ți dorința împlinită. Revendic-o, va răspunde. Legea asumției este mijlocul prin care împlinirea dorințelor tale poate fi realizată. În fiecare moment al vieții tale, conștient sau inconștient, îți asumi un sentiment. Nu poți evita asumarea unui sentiment, așa cum nu poți evita să mănânci sau să bei. Tot ce poți face este să controlezi natura asumțiilor tale. Se vede clar astfel că acest control al asumției tale este cheia pe care o ții acum spre o viață în continuă creștere, mai fericită și mai nobilă.